Ziua Prefecturii a fost sărbătorită astăzi în sala Virgil Ogășanu a Palatului Culturii Teodor Costescu din municipiul Drobeta, Turnu Severin. La întâlnire, alături de prefectul Alin Isuf, au fost prezenți vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți Ionică Negru, senatorul de Mehedinți Liviu Mazilu, viceprimarul municipiului Drobeta, Turnu Severin Cristian Mură, dar și reprezentanți ai instituțiilor din județul Mehedinți. Zi de sărbătoare în județul Mehedinți, factor de echilibru în comunitate, garant al respectării legii, instituția prefectului este celebrată în fiecare an, în data de 2 aprilie. Cu prilejul acestei zile a fost organizată o ședință festivă, unde au fost prezenți vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți Ionică Negru, senatorul de Mehedinți Liviu Mazilu, viceprimarul municipiului Drobeta Turnu Severin Cristian Mură, preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, prefecți, dar și subprefecți care au ocupat aceste funcții în trecut, dar și reprezentanți ai instituțiilor din județul Mehedinți. Chiar dacă nu este de foarte mult timp în funcție, prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, are o vechime considerabilă în cadrul instituției pe care astăzi o conduce. Cei din jurul lui spun că este un om cu o educație și o pregătire solidă, un om corect care poate să asigure cu succes binele acestei instituții. Vă mulțumim în numele meu și al colegilor mei din instituția pentru că ne-ați onorat cu prezența dumneavoastră, ați rupt din timpul dumneavoastră prețios și ați ales să fiți prezenți la această zi frumoasă pentru instituția noastră, o zi importantă, o zi cu reverberații istorice și pentru a face un scurt timp istoric, fără a intra în domeniul domnului director al arhivelor, pentru că dânsul este mult mai priceput în această specialitate, aș vrea să vă spun că prin hotărârea Guvernului 348 din 2018 s-a statuat ca zi a instituției prefectului ziua de 2 aprilie. Marele nostru domnitor, reformator și unionist Alexandru Ioan Cuza, deși se cocheta cu acest model de arhitectură administrativă, a luat decizia la 1864 și a legiferat titulatura de prefect, în înțelesul de cap al administrației județene. După această dată, instituția a existat sub diferite forme, sub diferite denumiri, a diferit ca loc, ca și cuprins administrativ, dar a existat, a ființat, fără întrerupere, cu excepția perioadei 1945-1989. După anul 1989, instituția s-a consolidat, s-a dezvoltat ca o instituție de bază a viitorului stat democratic. Viitorul stat care a fost integrat în structuri europene și euroatlantice. Așadar, în toată această perioadă, prefectura sau instituția prefectului a jucat un rol deosebit în dezvoltarea societății românești și în consolidarea statului de drept. Vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți Ionică Negru, un om implicat și mereu prezent în viața comunității pe care o reprezintă, a ținut un discurs referitor la importanța instituției. În cadrul discursului susținut a subliniat importanța instituției prefectului în organizarea statului de drept și rolul esențial al colaborării interinstituționale. Domnule prefect, domnilor primari, doamnelor și domnilor, șefi ai instituțiilor deconcentrate, domnilor șefi ai instituțiilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Ministerul Apărării, stimați invitați, vă mulțumim pentru invitația de a fi alături la evenimentul dumneavoastră, care marchează ziua instituției prefectului județului Mehedinți.
Așa cum știm, prefectul, reprezentantul Guvernului Teritoriului și conducător al serviciilor publice descentralizate, este garantul respectării legii și a ordinii publice la nivel local și este una dintre cele mai vechi funcții din administrația locală. Indiferent de forma sub care a funcționat de-a lungul timpului, instituția prefectului a avut un loc important și rol esențial în organizarea statului de drept și în dezvoltarea României. Acest rol a atras responsabilități și implicare în gestionarea problemelor oamenilor, dar mai ales în gestionarea situațiilor de urgență sau de criză cu care, pe parcursul timpului, s-au confruntat comunitățile la nivel local. În acest context, felicit întregul corp al instituției pentru implicare totală, devotamentul, disponibilitatea și interesul pentru cetățeni, în mod special și pentru comunitatea la mod general. Doamnelor și domnilor, aș vrea să-mi permiteți ca în această zi de sărbătoare să îndrept gândul de recunoștință către domnii prefecți care, de-a lungul timpului, au condus instituția prefectului din județul Mehedinți. Fiecare dintre domniile lor și-au pus amprenta pe ceea ce astăzi reprezintă județul Mehedinți. Domnule prefect Alin Isur, vă felicit pentru organizare și pentru faptul că marcați anual acest moment important pentru instituția care reprezintă Guvernul României în județul Mehedinți și pentru devotamentul de care dați dovadă în funcția pe care dețineți. Personal, atât în numele meu în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean, cât și în numele domnului președinte al Atenției Cescu, care nu este prezent, vreau să vă spun că am avut o foarte bună colaborare cu reprezentanții instituției prefectului din județul Mehedinți, cu dumneavoastră personal și am convingerea că lucrurile vor fi în continuare într-o direcție bună. Vă mulțumim și la mulți ani! Senatorul PSD de Mehedinți, Liviu Mazilu, prezent și el la această festivitate, l-a felicitat de asemenea pe Alin Isuf în această zi de sărbătoare și a vorbit despre importanța instituției prefectului încă de la începutul acestei conferințe. Doamnelor și domnilor, stimați și dragi colegi și prieteni, la mulți ani tuturor, pentru că, într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin, fiecare dintre noi suntem implicați în administrația publică. Fiecare suntem în serviciul cetățenilor și fie unii dintre noi au avut posibilitatea și au avut niște responsabilități mai mari de-a lungul timpului, alții de ce nu vor avea. Unii le au acum, temporar, evident, până la urmă toți suntem colegi și toți, așa cum spuneam, suntem în slujba cetățenilor. De aceea vă spun din nou la mulți ani tuturor. Vreau să subliniez foarte mult și cred că ar fi fost bine să fie mai mulți angajați din interiorul instituției prefectului, pentru că sărbătoarea este a lor. E ziua celor care muncesc, uneori în condiții dificile, de multe ori sub presiune, de multe ori certați, nemulțumindu-ne câteodată de fiecare dintre noi, dar încercând să se păstreze, să mențină spiritul și litera legii. Eu îi felicit pentru asta. Și ne doresc, în ciuda, să spunem, lipsei de apreciere care se constată în societate astăzi aici, poate că nu e oportun să discutăm chiar astăzi, dar e adevărat că merită salarii mai mari, merită mai multă recunoaștere în societate, pe măsura responsabilității pe care o au. În primul rând să-și înțeleagă și să-și recunoască rolul important, dar bine delimitat, pe care îl are acum în societate. Să înțeleagă că trebuie să fie un partener al administrațiilor publice locale. Să înțeleagă această instituție care de-a lungul anilor s-a transformat și este în plină transformare, că nu judecă asupra oportunității hotărârilor de Consiliul Local, ci doar asupra legalității. Directorul Arhivelor Județene din Mehedinți a ținut o scurtă incursiune din trecutul acestei instituții foarte importantă pentru județul nostru. Anul acesta m-am oprit la un alt document, tot din fondul prefecturii Mehedinți. Mai vechi cu puțin, este vorba de un memoriu datat 7 iulie 1928 al prefectului județului de atunci, Pompiliu Băbeanu, care era foarte preocupat de amenajarea unui obiectiv important al județului, și anume principala arteră de circulație care lega
Turnul Severin de județul Dolj, e vorba de șoseaua Turnul Severin Cetate. La vremea respectivă, prefectul avea atribuții și o parte din atribuțiile pe care le-a astăzi de are președintele Consiliului Județean. Și era direct interesat de acest lucru. Exista și Consiliul Județean ca instituție, dar nu avea forța atribuțiilor de astăzi. Era format din doi reprezentanți din fiecare plasă teritorială, dar direcția militar-gospodărească în județ pădădea prefectul la vremea respectivă. M-am oprit asupra acestui document pentru a sublinia diplomația, tactul cu care Pompiliu Băbeanu îl întocmește și îl transmite Ministerului Lucrărilor Publice, Domeniilor și Comunicațiilor, care era titulatura la vremea respectivă, pentru a-i sensibiliza și a obține finanțarea pentru această arteră importantă. Spune că este artera vitală a județului și subliniază importanța sa din două puncte de vedere. Aceea traficului și aceea a importanței economice, pentru că pe aici se descărcau toate productele, așa cum e sintagma vremii, către piața Severinului. Preasfințitul Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, a întregit atmosfera festivă, pe lângă cuvintele de mulțumire și apreciere asupra instituției prefectului, a ținut să destindă atmosfera cu o scurtă anecdotă care a adus zâmbete pe fețele celor prezenți. Nu știu când ați auzit dumneavoastră, fiindcă în perioada dinainte de 89 nu era această instituție a prefectului. A fost înainte, cum s-a amintit. Eu am aflat despre această noțiune de la un monolog pe care marele artist Oltean Anzapelea l-a rostit. Cu îngăduința dumneavoastră doresc să-l amintesc, pentru că este legat de prefect. Un oarecare din părțile Băileștiului s-a gândit să încerce el, dacă nevasta cu care avea 30 de ani de plinise, 30 de ani de la căsătorie, ține așa secretul pe care îl vorbesc în familie. Și să o pună la încercare. Au mers la Arad, într-o parte a unui sat din zona Băileștiului, și când a mers acasă, parafrazez, el tăcut a spus că a fost și el, ca tot omul pe afară, în ghilimele spus, și a făcut un ou. Femeia s-a închinat, a mers la apă, a spus la o vecină, la o bătrână, bătrâna bătrânului, bătrânul la cârciumă, și poate unii știți monologul, s-a lățit vorba în sat că Gheorghe a născut, a făcut 99 de ouă. Și a aflat domnul prefect al prefecturii. Și a trimis jandarmii, domnul comandant, și l-a adus pe respectivul, l-a închis în beciul prefecturii, nu știu dacă, probabil, fiind în Dolj, acolo e și acum beci, l-a închis în beciul prefecturii și a spus să-i facă un ou, că vine domnul ministru al agriculturii, tot de la Măghiciu de Țera, de la Șișești. Și atunci vine domnul ministru și dacă nu face un ou, și-a stat el acolo două săptămâni și dădea să mănânce numai griu schiert cu lapte și să-i preia, zice Anzapelea. Încât am aflat atunci de instituția prefectului, din acest monolog, bineînțeles că el a spus că a vrut să-și încerce nevasta și o încheie frumos Anzapelea, foaie verde, lobădă, gura lumii slobădă. Să fim voioși, să auzim de bine, la mulți ani! Ziua instituției prefectului a fost instituită prin legea 348/2018, potrivit căreia aceasta poate fi marcată de autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și de instituțiile publice de cultură din țară și din străinătate, prin organizarea de programe și manifestări cu caracter cultural științific, dedicate recunoașterii rolului și meritelor instituției prefectului la dezvoltarea țării din punct de vedere economic, cultural și social. Ziua instituției prefectului este marcată în fiecare an, începând din 2019, în 2 aprilie. De ce în 2 aprilie? Pentru că în 2 aprilie 1860,
1964, prin legea comunală și prin legea Consiliilor Județene din 3 aprilie, au fost instituite denumirile de prefect și subprefect. Conform legii 340, prefectul este reprezentantul guvernului în județ. Este garantul respectării legilor, a ordinii și liniște publice, este persoana care conduce structurile deconcentrate de la nivelul județului, este persoana care implementează programele și politicile guvernului în plan teritorial. Pentru că este garantul respectării legii și a ordinii și liniștii publice, nu trebuie să evidențiez acum relația pe care prefectul județului Medința are cu reprezentanții structurilor de ordine publică din județ, respectiv poliție, jandarmerie, poliție de frontieră, poliție locală. Deci, dumnealui spune și amprenta asupra numirilor șefilor acestei instituții, pentru că își dă aviz. Fie el și consultativ, dar este un aviz. După aceea, după ce respectivele persoane sunt numite în funcțiile de mare răspundere, comunică Consiliul Județean cine sunt acești șefi de structuri pentru a fi supuși votului Consiliului Județean și apoi numiți în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică. La rândul lor, structurile de ordine publică informează periodic șeful, prefectul județului, de comun acord iau măsuri astfel încât să fie asigurate ordinea și liniștea în județ. Astăzi a avut loc ședința festivă organizată de prefectul județului Mehedinți, Constantin Isuf, pentru a marca ziua instituției prefectului, ce se sărbătorește în fiecare an în data de 2 aprilie. Încep prin a vă spune că există o legătură strânsă între instituția prefecturii și instituția baronului Mehedinți pe care o reprezint și vreau să-i mulțumesc domnului prefect pentru onoarea pe care mi-a acordat-o să mă pot adresa. Pornind de la definiția celor două instituții, instituția prefectului, instituție de drept public și baronul Mehedinți, instituție de interes public, sigur că atât cei care slujim această profesie de avocat, cât și cei care activați în cadrul instituției prefecturii, avem ca deziderat principal interesul public. Ne leagă chestiunea asta dincolo de definiția instituțională, cât și dorința de a reprezenta cu cinste și a reuși să fim în slujba cetățenilor. Sigur că interesul public trebuie să primeze interesul privat și avocații de multe ori încearcă să concorde, sau mai bine zis, să întrepătrundă interesul public cu interesul privat. Ca apărători ai legalității și avocații alături de funcționarii instituției prefecturii, de foarte multe ori ne-am întâlnit în dezbaterea aceasta în fața instanțelor de judecată în a susține și a dovedi legalitatea actelor administrative pe care le emit autoritățile publice și pe care cu cinste prefectura de multe ori le amendează în măsura în care înțelege să constate încălcarea dispozițiilor legale. Eu vreau să vă mulțumesc pentru colaborarea pe care o avem instituțională raportat de la această chestiune a exercitării tuturor administrative. Vă asigur de tot sprijinul meu în acest demers. Vă felicit pentru munca pe care o desfășurați în fiecare zi, pentru că până la urmă administrația publică este o parte, poate cea mai grea exercitată și care are legătură directă cu cetățeanul. Prefectul fiind reprezentantul guvernului în teritoriu este cel care transmite cel mai bine mesajul instituțional de la nivel central, pe care încearcă să-l aplice, pe care încearcă să-l explice cetățenilor și este cel mai des confruntat cu problemele locale. Ziua instituției prefectului este marcată în fiecare an, începând cu anul 2019, dată la care în anul 1864 a fost instituită prin lege noțiunea de prefect. Propunerea legislativă privind instituirea acestei zile, inițiată de 9 deputați și senatori, a fost respinsă de către Senat la 14 martie 2018, dar adoptată de Camera Deputaților for decizional la 28 noiembrie 2018.